Bine v-am regăsit! Astăzi aflăm ce este implantul modern. Medicul stomatolog Ada Epistatu este alături de mine și ne va spune cum se realizează de fapt acest implant și dacă plecăm sau nu imediat cu dinți noi din cabinetul stomatologic. Așadar, doamna doctor, ce este acest implant modern? Implantul modern este un implant care se folosește de ceva timp, numai că lumea nu realizează și nu-l percepe ca fiind o terapie acum nedureroasă, nesângerândă, cu vindecare rapidă. Pentru că ne-am specializat în stomatologie digitală și în programe digitale care atrag în jurul lor toată echipa de medici și toate specialitățile, implantologia și chirurgia orală în general beneficiază foarte mult de aceste programe digitale. Ce înseamnă implantul modern? Este un implant pe care îl calculăm, da? Îl implantăm digital, da, pe un CT făcut pacientului, pe care transferăm poziția în gura pacientului printr-un ghid chirurgical. Asta este, de fapt, marea senzație, pentru că ne ajută foarte mult odată să alegem o poziție corectă a implantului, astfel încât el să dureze în timp foarte mult. Deja nu mai vorbim de durează 10 ani, vorbim de 20 de ani, vorbim și de mult mai mulți ani în care un implant poate să reziste în gura pacientului. Adică îl putem avea oarecum toată viața. Da, se poate, dacă avem grijă de el. Dacă avem grijă de gura noastră, noi putem avea implanturi toată viața. Nu depinde numai de implantare, categoric, și de protezarea pe care o facem după aceea. Dar faptul că îi găsim poziția cea mai corectă, asta crește foarte mult durata lui. Transferând printr-un ghid chirurgical frezat și el CAD-CAM digital, practic noi nu folosim bisturiu. Da? Deci putem implanta fără să folosim bisturiu. Ne mai folosim bisturiu, nu avem sângerare, nu avem tăieturi, avem o vindecare mult mai rapidă. Într-adevăr, există anestezia, care este o anestezie simplă locală, dar bucuria și fericirea de a nu avea niciun fel de suferință contează extrem de mult. Asta e cel mai important, pentru că lumea se teme să meargă la stomatolog, mai ales pentru un implant, din cauza durerii și din cauza faptului că durează foarte mult până acel implant este gata. Știind dinainte poziția implantului, tot în digital noi putem face un dinte, o coroană pe el, pe care după implantare în gura pacientului o putem aplica. Este într-adevăr o protezare provizorie, dar pleci. Nu plecăm fără dinți din cabinet. Nu plecăm fără dinți din cabinet. Situația asta este senzațională pentru cei care pierd dinți în față, pentru cei care pierd toți dinții și foarte important psihic și psihologic vorbind, ca să pierzi dinții și să pleci totuși cu dinți. Nu este o senzație foarte plăcută să te trezești așa într-o oră fără dinți. Da, psihic este e foarte important să avem niște dinți frumoși. De la ce vârstă putem apela la un implant? Putem apela la un implant atunci când pierdem dinți. Și eu sper că vârsta este tot mai avansată. Categoric, dacă există pierderi dentare și la o vârstă tânără, da, după, la adolescenți, este chiar o indicație implantarea decât să te apuci și să strici în ghilimele ceilalți dinți. Important e că vom zâmbi frumos. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!